Bună seara și bine ați venit la Casa Schiller, Casa Minorității Germane, care la anul va sărbători 60 de ani de la înființare. Întotdeauna s-au organizat foarte multe expoziții de artă, iar sculptorul Ingo Glass, care trăiește în Germania, a fost referent la Casa Schiller și a organizat în Keller, im Keller, adică în posta pivniță, a organizat expoziții de sculptură mică și de pictură modernă. După 90 am reluat această tradiție, dar am organizat expoziții și pentru studenți și chiar pentru elevii de la Liceul de Artă Nicolae Tonița. În 2003 am organizat prima expoziție de chilturi, cred că din România, datorită doamnei Alexandrina Popescu, care a reușit să aducă expozante de la Ambasada Statelor Unite, Germaniei, Franței și așa mai departe. Ulterior, dânsa a înființat Asociația de Patchwork din România, iar la noi, pe lângă anualele expoziții de patchwork din decembrie, au mai organizat și expoziții de chilturi pentru copii, împreună cu doamna Alexandrina Filotti, anul acesta în mai, și au organizat acum câțiva ani și cursuri de patchwork care s-au finalizat cu câte o expoziție. Eu personal aș dori foarte mult să reînviem această idee de a organiza cursuri de patchwork, pentru că dânsa, după cum puteți vedea și în cealaltă încăpere, reușește să facă și o serie de obiecte practice, handmade, cum se spun. Acum le-a făcut pentru Crăciun, altă dată le făcea pentru Paște și, evident, când au fost cursurile, a făcut și sacoșe sau veste, deci lucruri care pot folosi în toată ziua. O să încercăm să vedem, să atragem în special cursanți care învață aici limba germană, cât și elevi de la Colegiul Goethe din București. Totodată mai ne propune ceva, dar până ne propune dânsa, îl rog pe domnul Cristian Balaș de la Opera Română să ne introducă puțin în această atmosferă de vrajă a chilturilor lui Alexandrina. Thank you.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Despre arta petecelor și realizarea chilturilor, Alexandrina. Bună seara! Prea multe nu o să vă spun, că majoritatea dintre dumneavoastră ați participat la expozițiile noastre de 10 ani și cred că ați învățat deja discursurile mele despre cum se face patchwork-ul. Pentru, în mod special, una dintre fetele tinere a venit pentru a vedea pe viu ce înseamnă un quilt, care vrea de mult să învețe acest lucru. Iar quilturile făcute de mine anul acesta, inițial am vrut să fac numai albastru, dar nu mi-a ieșit. Și mi-aduc aminte, așa cum spune doamna directoare, de cei 10 ani care au trecut, cu uneori cu mai greu, mai ușor, dar rămân lucrurile, amintirile frumoase din toate expozițiile noastre, expoziții care ne-au bucurat, ne-au entuziasmat. Este un meșteșug, o artă care unește femei, care duce la realizarea acestor lucruri, dar ceea ce mi-am dorit eu de la început și mi-a plăcut foarte mult a fost să realizez astfel de expoziții împreună cu mai multe doamne, și pentru că fiecare are creativitatea lui, fiecare are întotdeauna poate o idee mai frumoasă decât a mea, și au fost lucruri drăguțe, zic eu. 10 ani, sunt 10 ani, sunt totuși mulți. Ce să vă mai spun? Este un... Poate cineva totuși nu știe despre ce înseamnă această artă a peticitului. Este migălos, este...
se lucrează cu foarte multă exactitate, sunt tăiate fâșii pătrate și cusute într-o ordine și cu foarte multă precizie ca să poată ieși o formă geometrică perfectă și așa mai departe. Vreau să vă spun așa, legat de dacă au oarece simbolistică unele dintre quilturile mele de aici, și acel quilt cu blocurile sunt blocurile gemene. În 2001, când s-a întâmplat nefastul eveniment, mă aflam împreună cu Maria Bornicăl, pe care nu uit să o amintesc în fiecare expoziție a mea, pentru că ea este vinovată de faptul că eu peticesc de atâția ani. Eram la o expoziție acolo și când am venit acasă am frunzărit un calendar în care am văzut ideea de a face acest quilt și l-am făcut. L-am expus în 2003, așa cum povestea doamna Duliu, la prima expoziție, și acum l-am refăcut, că eram mai începătoare, și l-am pus anul ăsta când s-au comemorat 15 ani de la nefastul eveniment. Iar acest quilt este un quilt de Crăciun. Și în rest le vedeți. Sunt lucruri pe care le faci și cu sufletul. Să nu vă bat la cap prea mult. Vă mulțumesc că ați fost mereu alături de mine. O să spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost mereu lângă mine. Prietenele mele au venit de fiecare dată și m-au ajutat, m-au sprijinit în a fi la înălțime la aceste evenimente. I-am propus doamnei Duliu o acțiune de voluntariat, dacă vreți, aici în Casa Schiller, unde există minoritate germană și unde sunt tot felul de alte activități, de cursuri, de evenimente. O dată pe lună invităm doamnele să facem o întâlnire, un fel de curs manual, să coase fie de mână, fiecare câte ceva. De exemplu, acel quilt este făcut numai cu mâna, și cel de sus și cel de jos se cos hexagoane unul de altul și diverse lucruri cu mâna, și după aceea Casa Schiller să organizeze un eveniment. Dar asta depinde foarte mult de dorința celor care vor participa la acest curs. Eu sunt dispusă să fac acest lucru. Da. Vă mulțumesc frumos. Și vă invităm dincolo, unde avem prăjituri pe care le-am făcut eu cu mâna mea. Și, da, și să vă uitați și la obiectelele făcute de mine. Așa, și mai am pentru fiecare dintre noastre un mic cadou. Foarte mic, așa. Da? Un pliant, ca să vă amintiți de expoziția de 10 ani de la Casa Schiller. Vă mulțumesc încă o dată și mă bucur mult că ați fost lângă mine. Vreau să o felicit pentru această expoziție personală și pentru toată activitatea de până acum. Să-i doresc mult succes și cu aceasta declar expoziția deschisă. Mulțumesc foarte mult!